Bună ziua, iată, dacă tot e vreme ploioasă, am zis, haideți să vă aduc la cunoștință încă o boală care este, zic eu, de importanță majoră. Ea se numește boala de Mai. Mie îmi place să-i mai zic și constipația albinelor. Semnele clinice sunt foarte simple. Puietul tânăr iese pe urdiniș, cade jos și se duce pe pământ. Dacă apeși pe abdomenul acestei albine, vor face excremente foarte tari, un fel de bastonașe lungi și maroni. Această boală se numește boala de Mai, tocmai din cauza că ea apare în luna mai, îndeoseb când albinele tinere cresc mai mult puiet și nu au acces la apă. De exemplu, nu găsesc apă în natură, să n-are cine să le aducă apă. Apicultorii de obicei pun folie deasupra albinelor, deasupra cuiburilor, ca această transpirație să le fie benefică, dar trebuie luat în considerare și dacă e benefic și dacă nu, mai ales că am observat că familiile unde cresc puiet foarte mult consumă și 700 de mililitri de apă. Ea nu este o boală propriu-zisă, fiindcă este o constipație, este opusul dizenteriei despre care vorbeam într-unul dintre filme. Când observăm acest lucru, cea mai rapidă metodă de a face o intervenție este să pulverizăm familiile de albine sau ramele cu albine cu un sirop pe bază de zahăr, de obicei 1 la 1. Și acest fenomen poate să apară și când e secetă și nu punem apa albinelor. Acum, cum am zis în filmul trecut, adăpătorii exterioare sunt un pic periculoase datorită că pot duce boli, alte boli. Și pentru acest lucru, eu am pus adăpători de urdiniș foarte bune. După aceste adăpători mă orientez și cât puiet au în stup și cam unde ar fi nevoie de hrană mai multă, dacă ele nu pot ieși la zbor. Deci, cam asta este boala de Mai, constipația albinelor, mai bine zis. Atât am avut de zis, numai bine.